Bine v-am găsit, stimați spectatori. Poate că dacă acum se aude mai bine, este pentru faptul că mi-am făcut rost de un alt microfon. Să aici fac reclamă. Asta e, da? Vedeți? Am înțeles, zice Tula că e o producție între, nu știu, ruși și nu știu cine, oricum e destul de scump, dar Adrian spune că se aude mult mai bine și eu. Este un microfon extraordinar, mic, poate face așa, poate așa, așa. Aoleu, te pămânești un fel, da? Dar cel mai important e faptul că este, poți să și înregistrezi cu el. Sper că nu s-au stricat acum. Bun. Două evenimente. Astăzi, Claus Iohannis s-a simțit nevoia unei noi țopăieli. Deci, hai să vă dau un exemplu. De când a ajuns el, de regulă, conducătorii, politicienii, premierii, șefii de stat, șefii de partide, în momentul în care ajung într-o funcție, nu... Gesturile pe care le fac ei țin de niște semnale, adică, hai să dau un exemplu, e o problemă cu, nu știu, minoritatea romă de la noi, în sensul că românii nu știu ce fac, atunci șeful statului se duce, fie primește o reprezentanță a minorității rome și ține un discurs, fie chiar se duce undeva la o șatră. Și felul acesta se dă un semnal. Să zicem că, uite, de exemplu, vine Green Deal-ul, da? Green Deal-ul presupune hidrocentrale. Șeful statului, care este încă Claus Iohannis până în 2024, din nenorocire pentru noi toți, și chiar și pentru el, că mare bătaie de cap, să lucră în fiecare vine la Sibiu, apoi să vină, și mai ales când trebuie să vină luni la serviciu, vă imaginați, ce bătaie de cap. Bun. Și vine Green Deal. Deci, normal, Green Deal-ul merge pe energie verde, adică apă. M-aș duce, dar trebuie să ducă să viziteze și o centrală. Nu știu, Bicaz. Și să vadă, măi, e colmatată, nu e colmatată, merge cu tare, cu tare, cu tare. Sau să vadă o eoliană. Bănesc că mai avem, avem pe undeva, prin Dobrogea. Nu. Și atunci, cu ocazia asta, și ții și o cuvântare. Nu de mult, Claus Iohannis s-a fost la pus de puieți. Eu v-am zis, el a ieșit la pus de puieți pentru Reîmpădurim România. Este o acțiune care a început, până, a debutat până acum de 3 ori. Și zice că, nu știu, că o acțiune mare, în urma căreia România va fi toată numai păduri. Și v-am zis, și calea victoriei va fi numai o pădure. Dar zice că acum nu sunt bani, dar așteptăm să vină planul ăla, banii de la Bruxelles. Dacă ați observat, deja pe banii aia în România se face totul. Sex, se mănâncă, se fac datorii. Eu cred că tot românul, la ora actuală, nici nu se mai însoară. Tinerii spune, bă, stăm că vin banii de la Bruxelles și ne dau ăștia o casă pe gratis și un pat pe gratis. Eu așa cred. Tot românii așteaptă, după indicație, în frunte cu Claus Iohannis, banii. Și dacă ați observat la noi, totul se face în perspectivă. Ba chiar astăzi a venit unul din frații Muraru, deci v-am zis, e un cuplu de crimă organizată. Cei doi frați, Muraru, unul e la președinție, ălalt este consilier în parlament. În comisia serie, el anchetează pe Helvic, nu cumva să apată de la democrație, sau poate, da, eu cred că e șeful lui Helvic, la Cătălcun. Și acești doi frați, ce mi-i conduc România? Ați văzut că el, Alexandru Muraru, un pițifelnic teoretic, fiind frate geamăn cu ăla de la Cotroceni, care e lugul cu Claus Iohannis, domnule, a impus, a făcut ca un întreg parlament ieri, în loc să discute despre proteste, despre măsurile de restricție, măsurile de protecție, a discutat
despre îngrijorarea față de creșterea antisemitismului în România. Și, paranteză, ce mi-a plăcut mie cel mai mult este că Tilișcă, zis Ludovic Orban, a citit comunica, a citit asta și a început. Constatăm cu îngrijorare creșterea atitudinilor, manifestărilor antisemite și a celor de reabilitare a criminalilor fasciști din cel de-al doilea război mondial. Cu manifestări antisemite, eu îl rog pe Ludovic Orban, când o fi treaz, nu pe Câțu, când o fi greu, când nu avea minimă inteligență, la el e greu, adică la el este, cum să zic, adică ca la un din ăsta, un dinam, și acum tot el, numai și faptul că trebuie să vorbească pe el consumul uriașe, ești inteligent. Și atunci el are un grad de inteligență mic. Uite așa. Și în momentul în care vorbește, el se consumă atât de mult încât mai rămâne numai atâta. Puțin, puțin. De-aia e așa el de prost. Că nu-i rămâne nimic. Așa. Și ar fi observat Ludovic Orban, înainte de a deschide gura lui de aur, că singurul, nu, manifestare în legătură cu încercarea de reabilitare a fasciștilor din guvernul fascist al lui Ionătescu aparține unui domn numit Chițac, Virgil Chițac, care este primarul Constanței și lider PNL, da? A izbucnit acum o săptămână, două, o controversă, ci că acolo este o stradă Ion Antonescu. Ion Antonescu, mareșalul, nu ăla de la ce firma de turism. Și s-a cerut să schimbe numele și Chițac, Virgil Chițac, lider PNL, coleg de conducere cu domnul acesta numit Ludovic Orban, ba chiar și cu Alexandru Muraru, ba chiar și cu Klaus Iohannis, având în vedere că PNL e partidul meu, a refuzat. Nu discut dacă a fost bine sau nu, a zis că nu vrea. Că trebuie personalitatea mareșalului. Deci cel care a încercat să reabiliteze pe fascistul, ghilimele, Ion Antonescu, este un liberal. Păi și cum, băi, alo, domnul Tilișcă? Adică noi facem o întreagă, o declarație a Parlamentului ca să-l contrazicem pe Virgil Chițac, care este membru PNL? Deci nu ne dăm afară. Spune ce mi-a zis. Adică, bă, noi ne studiem. România a luat un glonț și a tras un glonț în tâmplă. Bă, Parlamentul României și-a exprimat îngrijorarea că în România au loc tentative de reabilitare a fascistilor, când singura tentativă aparține unui primar PNL. Păi nu era mai bine dacă îi spuneai lui Virgil Chițac, le spuneați voi, Muraru, de exemplu, că el e cu antisemitism. Băi, fii atent aici, nu, noi cerem în biroul ăla lui Pește permanent să se dăm afară. Bun. Deci, am revenit acum. Nu știu, am făcut așa am bătut câmpii. Deci, să ne întoarcem la oile noastre. Oile noastre este că acest domn Klaus Iohannis a fost prima dată la împădurire și a fost la împădurire, l-a pus puieți pentru că așteaptă planul ăla de... mi-am amintit. Ce bătrân sunt. Acest Alexandru Muraru, membru al cuplului de crimă organizată Frații Gemeni Muraru, a anunțat astăzi că în România se vor face cu bani de la Uniunea Europeană. Deci ei ne trimit niște bani ca să, nu știu, să trăiască ăștia din Horeca, fabricile, să nu murim de foame, da? Că de aia ne-au trimis. El a zis că se va face un mare muzeu al Holocaustului în România, cu banii ăia, nu dă de la el. Și doi, se va face un mare muzeu la Râmnicu Sărat,
despre ororile regimului comunist acolo. Da, la Râmnicu Sărat, trăiți, au fost închiși în timpul regimului comunist, nu știu, Mihalache, mai, cred că și Ion de acolo. Dar Râmnicu Sărat, domnul Muraru, frate cu Muraru, ăla al geamăn, și copiii lui Fenechiu, coruptul de la Iași, baronul. Deci, închisoarea de la Râmnicu Sărat, dacă vă duceți acolo, eu am fost acum vreo 2-3 ani, o să vi se arate imediat o celulă. Nu e al lui Mihalache, că e și la Sighet. Este a unui anumit Corneliu Zelea Codreanu. Este chiar o celulă. Nu scrie, dar toată lumea spune că e a lui. De ce? Pentru că de la Râmnicu Sărat au fost închiși legionarii și ăia, nu știu, 11-12, care după asta au plecat de acolo, au fost luați de jandarmi, lui Bengliu, ca și acum, toți jandarmi. Ei sunt că nebelesc. Fiecare jandarm și au fost duși și au fost sugrumați la Tâncăbești. În ideologia legionară, în scrii legionare, Râmnicu Sărat este un moment legendar. Eu am fost unul din jurnali, din istoricii care am descoperit imediat când a început, după ce a fugit maestatea sa Carol al II-lea împreună cu maestatea sa sau cu ibovnica lui Lupeasca, amanta lui Lupeasca, s-a făcut un legionare care erau la putere până la rebeliune, au făcut un proces și i-a luat la beleală, pe Bengliu, pe ăla. Și eu am găsit în arhive declarația cea de-a doua, a fost o de deci s-a recunoscut că li s-a spus de la început, bă, vă urcați, fiecare jandar mai în jos, așa, în spatele fiecăruia din cei care ei erau acolo, pe un soi de camionetă, așa, cu o sfoară, cu o frânghie. Și când vă facem noi semn, oprim ăla, voi, e sugrumat. Crimă! Crimă! Bun. Și asta, până la mine, până la descoperirea mea, era un document în care șeful, unul de la jandarmi, spunea ordinul ăsta și eu am descoperit în care șeful ăluia de la jandarmi de la Râmnicu Sărat spunea în fața comisiei de anchetă cum a primit el ordin de la unul numit Bengliu, un bandit, ca toți șefii jandarmilor din România. Bun. Deci, întrebare de 1000 de puncte. Când veți face acel muzeu cu bani de la Uniunea Europeană, și nu o să-i vărâți în Horeca, în restaurant, un oameni care mor de foame, foarte frumos, facem un muzeu bun. Ce faceți cu celula lui Corneliu Zelea Codreanu? O închideți? O prezentați ca fiind al lui Mihalache? Este celula și altora. Așa este. Deci m-a întrebat cineva din zonă și am zis, băi, eu nu m-aș băga. Nu știu, este mai de mult se vorbește. De ce? Pentru că acolo nu atât pe comuniști. Deci, închisoarea de Râmnicu Sărat a intrat în istoria României nu prin comuniști, ci prin faptul că acolo au fost închiși legionari, chiar au fost duși acolo. Duși, ei, toți șefii legionarilor, în frunte cu Corneliu, au fost duși acolo, sunt celule, bun. Și ce face frații Muraru, acești frații Fenechiu din România? O zidește. Pun un perete, că mulți se vor duce acolo, mulți se vor duce legionari, uite, ăștia care amenință la ora actuală echilibru românesc. Vor duce mulți, vor duce și noi unde? Păi nu mai e, cum nu e? Păi, nu era aici. Deci, repet, eu am văzut-o. Am văzut-o, nu scria acolo, dar toată lumea care de pe acolo era o iarnă destul de urâtă. Domnule, aici văd. M-am dus și eu să-l văd celulă la Corneliu Zelea Codreanu. Deci, de curiozitate, mă interesa al Mihalache de Aconescu. O să mă duc la Sighe, dacă vreau. Mă interesa ala, pentru că de acolo a pornit o echipă care s-a declanșat cea mai una de cele mai mari crime politice din istoria României. Poți să-i omori pe aia fără proces, fără... Stai să fim serios. I-a omorât fără proces. Bă, crimă. Putea să fie aia... Păi nu, că l-au asasinat pe Duca. Bun, dacă l-au asasinat pe Duca, faceți un proces și condamnați-l, dar nu
Domnul și-a sucrumat, la tâncăvește aici. Am putut chestia și mă. Bun. De să ne întoarcem, am auzit cu banii. Deci noi primim niște bani, de trăit, nu sunt chiar așa mult. Și nu mai știm unde să-i dăm, la șosele, la eoliene. Și acum a venit murarul și a zis, nu domnule, din banii ăia trebuie să luăm și noi pentru cele două muzee. Foarte frumos. Dar de ce nu facem mural o chetă a poporului român? Uite, listă de subscrit, eu mă scriu primul. Și să plătim noi, să, da, nu, băi, dar mă rog, dacă el zice că e, eu nu mă văd la chestia cu muzeul Holocaust, eu nu spun dacă e bună. Eu spun că se va face cu bani de acolo două muzee. Unul din ele este aberant. Nu poți să faci la Râmnicu Sărat numai muzeul crimelor comunismului, când acolo sunt celule faimoase în istorie că au stat ăia, legionarii. Ori falsifici istoria și ăștia sunt în stare, al de mural. Bun. Bine, că știviști că și așa habar n-au de istorie. Am înțeles. Bun. Și nenea a fost dat la țopăială. Deci a fost data trecută la... Au luat să mă duc la Cristache, la emisiune. Au fost data trecută la împădurire și ca să-și arate că el are cizme de 500 de dolari și geacă de nu știu cât, da? Și au... A s-a dus și împreună cu Câțu Mâțu, pe care lea, cicălea ca să-l impună în fruntea PNL. Deci, nu ați observat ce scara măgarilor e în România? Deci, unul e prost, da? Hai să vedem așa. Deci avem un prost. Prost politician. El pune premier pe unul mai prost decât el. Avem un șef de partid la Plus, USR Plus, care se numește Dacian Cioloș, da? El e mămăligă cu brânză și lapte. Așa, da. Nu, mămăligă fără sare. Eu am fost din zona mămăligară. Nu era sare mămăligă, cum să zic, sărea în aer toată gospodăria. Mânca mămăligă. Deci, de ce în Cioloș este mămăligă fără sare? Nu brânză, fără sare. Păi cine pune el la Senat? Pe unul mai cu piper și cu sare, nu o pune pe dracu aia, sau cum îi spun, că este, cum să spun, ăla măcar e mămăligă, ea este făină nemăcinată, nu, e grăunțe nemăcinat, că n-are, nu, tărâțe, ei tărâțe. Cum să zic, n-are nimic. Ea la rândul ei vă pune acolo unul și mai protege, nu mă scară măgarilor, Cioloș. Așa, nu au nimic rău, să pui unul pune mai jos, dacă Cioloș era acolo, punea și el unul pic. Așa este explicația în România. Mă caută Marius Tucă. Mi-a trimis un e-mail în care, un WhatsApp în care, și că, ce stai mă, pui să verificăm în direct. Știu că o să vă supere, știu că n-am voie să vorbesc, și spun acum de-al dracului, să vedem, să vedeți. Mi-ai trimis un asistant aia. Ai primit ăsta? Bine. Hai, trimite-mi, da, bine. Tanti este Clotil Darman, deci mare stucă. Mi-a trimis pe WhatsApp, că eu am o viață intensă aici, politică, WhatsApp-ul din ăsta care spune așa, Clotil Darman, ghilimele, voi candida la președinția României, chiar dacă vor candida și Nicușor Dan și Dominic Fric, românii vor progresi, multiculturalism și diversitate. Am primit ăsta, l-am sunat, nu răspundea, zic, băi, și acum ați văzut, m-a sunat el și zice că nu știe încă, deci nu pot să comentez că nu am document. Bun. Și nenea s-a fățat să inaugureze, nu, să sărbătoresc Cânta Cojenului. Ați auzit, poate, de acest institut care, cum să zic, cum îi zice, mă, institutul? Institutul ăsta lupește. Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzinului. Dar cu ce dacă se ocupă? Ai ăla despre care Cățu spunea că o să producem un vaccin. Și au venit, nu au venit, până și poartare de la Institutul ăsta. Bun, nu putem să producem nici măcar, nu cum să spun, ciuperci de mâncat, dar apoi vaccin.
Și domnul ăsta s-a dus așa și a ținut o alocuțiune. După ce a vorbit el așa cu tare, a zis un fel următor. A zis, da. Așa. Bun. A zis așa. Avem, iată, la îndemână soluția care ne va permite să stopăm pandemia și să ne recăpătăm normalitatea care ne lipsește atât de mult. Se numește vaccin. Deci, fără vaccinul care ne-a afectat dramatic existența în ultimul an, nu dispare virusul. Care, citez. Deci, notați, este 1 aprilie, ziua falselor, și citez din președintele zis al României. Avem, iată, la îndemână soluția care ne va permite să stopăm pandemia și să ne recăpătăm normalitatea care ne lipsește atât de mult. Se numește vaccin. Punct. Notați acest lucru. Acest tip, acest domn, ne spunea în ianuarie 2021, am înregistrat, am comentat, că dacă purtăm mască, gata, dispare virusul. Am purtat mască și acum n-a dispărut. El acum ne spune nouă că dacă ne vaccinăm, noi o să fim liberi, adică nu o să purtăm mască, încă o dată, când? Nu o să fim niciodată. Pentru că, iată, deci normal ar fi, după vaccinare a 1 milion, că zic ei, să fie mai puțin virusul, dar văd că virusul e mai tare. Nu înțeleg ce fel de virus e ăla care, pe măsură ce noi ne vaccinăm, el devine mai primejdios. Deci așa. Și cu această ocazie, domnul ne-a zis următoarea chestiune, da? Virusul care ne-a afectat dramatic existența în ultimul an nu dispare prin violență și manifestări extremiste. Care manifestări extremiste? Care mă manifestări extremiste? Mă vă adresez vouă. Așa zic eu Luțonții. Mă, și Doina zice, bă, te zici, mă. Păi cum zici, mă, dumneavoastră, Luțonții, Botan. Nu te pot frumos cu el. Asta e. De acum o să zic, domnul Țonții, Botan, să trăiți, voi mă pot permite să vă întreb ceva, permite să vă trag de coadă. Bun, așa, și eu zice, bine, hai, trage-mă, lasă-mă, așa, câteva secunde ca să-ți fac păi, plac. Deci, și spune că nu mișcare extremiste, o fără niște timp care au ieșit în stradă, care erau extremiste, aia din 10 august nu erau extremiști când și-a pus el geaca, nu era. Dom'le, au un talent ăștia, deci politruci ăștia de doile, el e un politruc, dom'le, au un talent întotdeauna de când se întâmplă ceva, protestează, bombăne, zice, mișcare extremistă. Când e al lui, când el și-a pus geaca, nu, era corect, dar vorba unui tip care l-am întâlnit acum pe aici, pe Iorga. Zice, domnul Hristos, zice, domnule, da, zice, data trecută, în 10 august, tineri erau frumoși, liberi, deștepți, scurt, iar jandarmii erau, dădeau cu spray lacrimogen. Și acum tinerii sunt urâți așa și și jandarmii dau cu spray Rexona. De-aia am zis-o, pentru că știți că jandarmii și ei și nevestele se dau numai cu spray. Adică un jandar nu-i vor puțin niciodată subțioarele, pentru că el este aproape un președinte al Academiei. Ați văzut? Un jandar. Adică, iar acum la ăștia nu, dau cu spray, nu, adică la ăștia nu, jandarmii acum sunt cu, da, bă, jandarmii care au fost idioți și la 10 august și mă, sunt tot idioți, că sunt jandarmi, să spuneți mie jandar, hai, lasă, asta spuneți mie, vreau să vină un jandar, uite, vreau să-l văd și ăsta de, uite, sunt gata să stau de vorbă cu el, așa, să văd dacă știe alfabetul. Bun, jandarm, dar nu am crezut că-l critic. Pentru mine, eu am fost împotriva condamnărilor la 10 august. Au zis șefii, dă-le în bot, le dă-te în bot. Au zis șefii acum, dă-te-le în bot, le dă-te în bot. Că jandarm. Au zis șefii atunci, în 38, bă, sugrumați-i. Nici unul n-a zis, bă, cum să sugrumăm niște oameni, mă? Bă, să-i sugrumăm, dă-o dracu. Nu, au sugrumat. După asta, când a venit guvernul și ora de plată, au început să spună, vai de mine, dar ne-au pus șefii. Nu știu ce le s-a întâmplat, dar eu îi sugrumăm și eu.
Ca să vadă și ei cum e. Ei întotdeauna, ei dau cu bulanul, fac și bă, ne-a zis șefii. Iau casa pe aia la 10 ore, ne-a zis șefii. I-a bătut pe ăștia, ne-a zis șefii, că ei nu au nicio responsabilitate. Bă, și hai să închei, că se face, ouăleu, în curând se face. Deci asta este la ora actuală. Au fost, mișcările sunt extremiste, antisemite, normal, și fasciste, da? Bun. Eu vă propun în încheiere următorul lucru, da? N-am poza. Hai să găsim mine. Ah, stați. Nu ați auzit de unul, Dan Barna? Acest Dan Barna este mai nesărat, cum să zic, de mai nesărat decât Adrian Cioloș și infinit, da? Hai să vedem așa, hai că deja mă enervez. Dan Barna, da? Dan. Vă spune de ce pierdut timp așa. Barna. Dan Barna. A, uite-l pe Dan Barna. Dan Barna. Eu uite-l pe Dan Barna. Nu că e lua pe câțu. Dan Barna. Este Dan Barna, da? L-am întâlnit de câteva ori între când era Dan Rifai, făcea emisiunea, a zis, nu, am făcut chimie în veci. Adică, dacă Dan Barna mergea cu mine în tren, se nimerea în tren de aici până la Paris, cred că muream. N-am ce să stau de vorbă cu el. Eu vă propun următorul lucru. Eu i-aș spune, deci, lui Trulă, îi spun Drulă de la Blastrul, de la Basculă, da? Din simpatie. Lui Clotil Darman, îi spun Clocotil. Clocotil. Lu ăla, Bula, i-am zis, nu știu, Bulandră, Bulea, Bulan, sau Bulangiu, bă, de la Bula. Și i-am zis Bula doar. Lu ăsta, uitați-vă el, el este Gigel de la Sibiu. Este, uitați-vă la el ce față de Gigel. Ați auzit față de Gigel? Gigel. Eu, Gigel de la Sibiu, da? Gigel de la Sibiu, nesărat. L-au pus ăștia, da? După părerea mea, nu mult, pentru că când vor avea loc alegerile USR Plus, îl mănâncă Tăcean Cioloș cu fulgi cu tot. El o să se întoarcă, oh, la Sibiu, la sculărie, că e Gigel de la sculărie, și noi nu o să mai auzim de el. Cum zicea el, fasciști, oleu, Dan Barna, fasciști. La el când mânărea împreună cu sorsa și cu familia fondurile europene, atunci nu era fascist. Ați văzut că nu. S-a chemat pe el însuși, deci, închide, ca să înțelegeți, Gigel de la sculărie. El a ajuns vicepremier. Și în calitatea lui de vicepremier, el răspunde, nu știu ce, de ANAF, OLAF, ceva, o prostie din asta. Și s-a închetat singur, adică le-a zis la ea, bă, chemați-mă și pe mine, calitate de vicepremier, și a ieșit de acolo și a zis că nu e deloc de bine. Bine, vă mulțumesc, la revedere!